vecii, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și toată viața noastră, Sfântul Duh,
Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui, unde toți drepții se odihnesc. Milă Dumnezeu, Împărăție Cerului și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru se încerc. Yeah.
Să vă mulțumim!
fiind curățiți prin sângele lor, ucenicii au trebuit lămuriți în ghierea ta. Bine ești cuvântat, Dumnezeu, părinților noștri.
frați, prieteni, care ne dau noi, robul Dumnezeu, Mircea Efrem. În rugăciunile noastre de la popor, l-am pomenit cu acest nume, Mircea Efrem, fiindcă domnul președinte, prim președinte al Republicii Moldova, a fost botezat cu numele Mihail. În biserică a început care să amintească din biserică este dus pe drumul de veci, fiindcă a fost un fiu ai bisericii noastre ortodoxe. Pe domnul președinte l-am cunoscut din primele zile când a venit la conducere Bisericii Ortodoxe de Moldova în anul 1989. Toate evenimentele cele mai importante care s-au petrecut în țara noastră, începutul a fost împreună cu domnul președinte Mircea Snela. Deja mulți au plecat din primul parlament, dar au rămas între cei care își amintesc de zilele cele frumoase, de zilele cele de bucurie, când țara noastră a devenit țară independentă, câtă bucurie era atunci când s-a primit legea tricolorului, limbii. Și toate acestea a petrecut împreună cu cetățenii Republicii Moldova, împreună cu Biserica Ortodoxă. A fost îndrăgit într-o atât în Biserica Ortodoxă, că în timpurile domniei sale s-au redeschis foarte multe biserici. Majoritatea bisericilor au fost redeschise atunci. Pe săptămână, de 3, 4, 5 biserici se deschideau și în majoritatea cazurilor a participat și la slujbele de binecuvântare, de înnoire, de deschidere a bisericii. A fost o bucurie mare pentru întreaga țară, dar și pentru Biserica Ortodoxă. Eram împreună, eram prin sate, prin orașe în Republica Moldova și ne bucuram cu toții de ceea ce a dobândit Moldova sub conducerea primului președinte a Republicii de atunci. Aducem mulțumiri că pe parcursul vieții sale pământești nu a uitat de Biserica Ortodoxă, nu a uitat de sufletul său nemuritor și din primele zile când s-a redeschis mănăstirea Hâncu și până la ultima răsuflare a fost ctitor acestei mănăstiri, foarte mult se bucura de casa de copii Fericitorul Iosif din orașul Chișinău, care era sub tutela și rămâne mai departe a mănăstirii Hâncu. Venea la mănăstire în toate zile de sărbătoare, participa cu toți oaspeții de onoare care frecventau biserica noastră ortodoxă, dar și țara noastră. Era un bun ctitor, a fost un bun creștin, se mărturisea, se împărtășea și așa a petrecut viața sa pământească. Și nu numai atunci când era în putere, dar când deja trupul a obosit și atunci se ruga Domnului Dumnezeu și ca un creștin adevărat, înainte de trecere la Domnul, și-a făcut Sfântul Maslu, a fost mărturisit, a fost împărtășit, a ascultat și rugăciunea de trecerea sufletului în mâinile Domnului și așa, ca un creștin adevărat, s-a stins de viața aceasta pământească, ca să treacă deja la Domnul cu inima împăcată. Noi, cei care l-am cunoscut pe domnul președinte, rămânem în continuare să ne rugăm, să-l pomenim în sfintele noastre rugăciuni, în rugăciunile de dimineață, iar preoții și la sfintele și pe Dumnezeu liturgii. Bunul Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, iar nouă tuturor să ne dea sănătate,
viața îndelungată, să-L pomenim la rugăciunile sale. Dumnezeu să vă odihnească cu dreptate.